sfântă Maica a Domnului și pururea Fecioară Maria. Apleacă-ți urechea ta cea sfântă spre rugăciunea noastră și privește cu ochi de milă spre familia noastră, care îți înalță aceste cuvinte cu smerenie și cu inimă curată. Maică a milostivirii, Tu care ai născut pe Mântuitorul lumii și care stai alături de El în slava cerească, roagă-te pentru noi ca să avem liniște în casele noastre, iubire în inimile noastre și pace în sufletele noastre. Fie ca prin mijlocirea Ta să fim păziți de ispite, de certuri și de necazuri și să trăim în armonie, înțelegere și iubire creștinească. Roagă-te pentru noi, Maică blândă și milostivă, ca să avem răbdare și înțelegere în momentele grele, să ne iertăm greșelile și să ne sprijinim unii pe alții în necazuri și bucurii. Fie ca sub ocrotirea Ta să trăim în pace și să ne împlinim menirea pe acest pământ, slujindu-i Fiului Tău și urmând învățăturile Sale. Preasfântă Maica lui Dumnezeu, Tu care ai vegheat asupra Fiului Tău în clipele Sale de încercare și suferință, veghează și asupra familiilor noastre. Ajută-ne să trecem peste toate greutățile și să ne păstrăm credința neclintită, speranța vie și iubirea arzătoare pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri. O Maica Domnului, fie ca sub acoperământul Tău să trăim în liniște și să ne pregătim sufletele pentru întâlnirea cu Dumnezeu în împărăția Sa cerească. Ajută-ne să ne păstrăm unitatea familiei, să ne creștem copiii în frica lui Dumnezeu și să ne păstrăm inimile curate de patimi și de păcate. Maica Domnului, venim cu speranță în fața icoanei Tale, știind că vei asculta cuvintele noastre și că vei răspunde cererii noastre cu aceeași milă și dragoste pe care o laudă tot pământul. Pentru rugăciunile Maicii Domnului, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.